De mâine începe prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare și în clasa 1. Înscrierea se poate face până pe 22 aprilie direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online dacă unitatea de învățământ și-a introdus toate datele în aplicația informatică. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 8-17 mai. Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august inclusiv se pot înscrie în clasa pregătitoare. Totodată se pot înscrie în clasa pregătitoare la solicitarea părinților copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv dacă evaluarea dezvoltării psihomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În clasa 1 vor intra direct copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august inclusiv. Ei pot fi înscriși la cerere în clasa 1, chiar dacă nu au parcurs anterior clasa pregătitoare. De asemenea, pot fi înscriși în clasa 1 la solicitarea părinților copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv. Părintele poate opta pentru înscrierea la școala de circumscripție. În această situație, copilul este automat înscris sau pentru o unitate de învățământ alta decât școala de circumscripție. E situație în care copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.